Nu există liniște pentru familia Mădălinei Manole. Părinții artistei așteaptă ca la începutul lunii martie instanța din Buftea să hotărască dacă își pot vizita nepotul. Vor însă mai mult și se gândesc chiar să ceară custodia. În plus vor contesta decizia procurorului care a stabilit că Mădălina Manole s-a sinucis. Astăzi au mers din nou în instanță. Pentru copil și în memoria ei vreau o împăcare și vreau copilul. Vă este dor de el? Mi-este dor, mă arde sufletul. Căile de împăcare sunt însă tot mai puține pentru rudele Mădălinei Manole. Părinții artistei spun că Petru Mircea îi sfidează și nu le dă voie să-și viziteze nepotul. Au venit astăzi la judecătoria Buftea pentru a cere în instanță dreptul de a-l vedea pe Petru Junior. Nu s-au întâlnit însă cu fostul ginere. Dacă am ajuns la lege ca să-mi exercit dreptul unui bunic să-și ia copilul în brațe nepotul, asta spune tot. Întrebați-l pe el ce judecă sub pletele alea. Dacă vom considera noi că nu e în stare să-l crească, atunci probabil că vom cere custodia copiilor. Instanța va stabili pe 4 martie dacă părinții Mădălinei își pot vizita nepotul și va fi hotărât și un program pentru asta. Copilașul acesta, de când s-a născut, a fost dus la Botoșani. Noi, eu, ca și unchi a lui, n-am putut să-l văd. Mădălina Manole este însă departe de a se odihni în tihnă. Părinții ei vor să conteste în instanță concluziile parchetului, care a confirmat că nu poate fi vorba despre o sinucidere. Ei spun că sunt în continuare multe semne de întrebare legate de moartea artistei.